Miercuri dimineața, în localitatea Vălen din județul Neamț, pompierii au intervenit pentru a salva un cal blocat într-o fântână aflată în construcție. Din cauza faptului că puțul încă nu avea construită marginea înălțată, animalul care păștea în zonă a alunecat și a căzut în groapa proaspăt săpată. Intervenția a fost una dificilă din cauza faptului că pereții fântânii se puteau surpa oricând. În data de 24/8/2016, în jurul orei 8:07, am fost solicitați prin Sistemul Național Unic pentru Apel de Urgență 112 pentru a evacua un cal căzut într-o fântână în localitatea Munteni, comuna Vălenii. Ne deplasăm la loc intervenție cu auto specială de stingere cu apă și spumă, iar în momentul sosit la locul solicitării s-a constatat că într-adevăr era un cal căzut într-o fântână, aceasta fiind neamenajată, nu era tubul, era doar săpată și exista pericol surpării malurilor. S-a acționat pentru evacuarea animalului din fântână și într-un final acesta, cu ajutorul mijloacelor și folosind procedeile specifice, a fost evacuat și predat proprietarilor. Pompierii recomandă asigurarea, protejarea și îngrădirea construcțiilor de acest gen, nefinalizate, pentru a evita astfel de accidente.